Hey guys, Big Brana, fii atent. La 20 Facts About TJ Miles, am vorbit despre o chestie, de ce I don't believe in love, și am spus că la un moment dat o să vă explic de ce chiar nu cred în dragoste și apreciez alte chestii mai importante pentru mine decât love, decât dragoste. Nu cred că există dragoste în ziua de azi. Nu vreau să fiu like, nu vreau să crezi că sunt like crazy, like I'm not crazy, you know? Am o metodă și am un am multe reasons, am multă experiență cu acest lucru și vreau să vă spun că am, să încerc să mă explic cât pot de bine, să vă explic de ce nu cred în dragoste. De ce nu cred? Am crezut la un moment dat, nu mai cred. De mult timp, dar să vă explic de ce, ok? Let's go, let's just go. În primul rând, o să încerc să vă explic ce e mintea mea, cum gândesc, ce e în capul meu. Oamenii sunt cam la fel peste tot în globul pământesc. Unii sunt negri, unii sunt albi, unii sunt galbeni, unii sunt maro. Unii vorbesc așa, unii vorbesc așa, unii au accent, unii n-au. Dar în principiu, bărbatul iubește femeia, face copil după 9 luni, deci totul e la fel, mă înțelegi? Deci, vorbesc într-o experiență care este universală, părerea mea. Și sunt curios dacă sunt singurul care e așa. Mai e ceva ca mine? Sau sunt singurul? Deci, fii atent. Primul rând, trăim în digital era. Avem o total diferit. Total diferit cum erau părinții noștri. Cum erau oamenii din 70, 60, 80. Atunci era altă chestie. Noi totdeauna trebuie să ne gândim la viitor, trebuie să trăim prezentul și să nu ne deranjeze trecutul, că e trecut, n-ai cum să-l schimbi, mă înțelegi? Acum, că trăim într-o era digitală și totul este pe likes, pe followers, pe views, totul este important să ai o carieră bună. Foarte mulți din noi punem accentul pe bani și pe financial freedom. Este mult mai important financial freedom decât the big house, the white picket fence with the nice Labrador retriever and the blonde, beautiful, blue-eyed wife. Totul este acum pe carieră, pe bani, pe cryptocurrency, pe views and likes. Popularitate și notorietate este important cam ce ai, ce poți să dai, ce poți să aduci la masă. Tehnologia în continuare avansează, în continuare noi evoluăm cel mai mult vreodată de pe globul pământesc. Am trecut prin pandemia asta, o să fie mașinile care o să fie electrice în curând, anatomia, adică gândiți-vă puțin, încerc să vă dau imaginea care e în mintea mea. Eu înțeleg toate chestiile astea și înțeleg, ok? Înțeleg foarte bine toate chestiile astea, ce se întâmplă. Trăiesc în prezent, gândesc la viitor, și n-am uitat trecutul, dar am învățat din el. E important să nu trăim în trecut, să ne gândim la viitor și să trăim în prezent. Deci eu în prezent știu ce se întâmplă, sunt realistic, ok? Acum, când e așa de greu și așa de ciudată viața, ziua de azi, cum poate să mai existe dragoste? Dragostea s-a pierdut, s-a rătăcit, s-a ascuns și nu mai este, din cauza că e frică, înțelegi? E frică să fie folosită și aruncată degeaba. Părerea mea. Eu am înțeles asta. Eu înțeleg că este foarte important să găsești pe cineva în viață și să ai o familie, înțeleg. Dar înțeleg că e important să găsești pe cineva care este pe același unghi cu tine, are același goluri și vise, să construiască ceva și să facă ceva. Dacă persoana aia este dedicată să te ajute la visul tău și tu la visul ei și amândoi să construiesc împreună un empire, și să ai un copil și să ai frumos și o casă și mașini și afaceri și toate chestiile astea, aia e destul pentru mine, știi? Aia e destul. I'd rather my wife tell me, hey Miles, TJ Miles, I'm loyal to you forever, than her tell me, Miles, I love you. Miles, I love you. Miles, I love you. Miles, I love you. Keep that. Tell me, Miles, I'm so loyal to you forever. I respect you forever. Miles, asta. Deci pentru mine când îți spui chestiile astea și mi le arăți prin fapte, like, vrei să-ți dau verighetă? Vrei să-ți pun imediat. Adică dacă tu faci chestiile astea, eu sunt foarte fericit.
Și este mai bine să trăiești prin fapte, prin respect, prin loyalty, decât printr-un cuvânt care se cheamă dragoste. Poți să iubești un cățel, poți să iubești o mașină și ei o să te iubească înapoi. Poți să iubești o fată, dacă ești fată, poți să iubești un bărbat sau cum vreți, depinde ce preferințe aveți, fiecare e liber să facă ce vrea. Nu o să te iubească înapoi, 100%. Nu e sigur de chestia asta. Cauza că e, omul ăsta, ființa asta, bărbatul sau femeia sau așa, știe să facă și alte chestii. Știe să mintă, știe să te înșele, știe să te fure, știe să te bate, știe să te omoare, știe să te manipuleze. Un câine e cam greu să-ți facă astea. Poate face pipi în casă, știi? Că vina ta, nu l-ai învățat. Poate îi doare stomacul. Adică vorbim de chestii care el depinde de tine, tu depinzi de dragostea lui, aveți o relație de dragoste și cam aia este. Te iubește, tu-l iubești, necondițional, dacă ești un om normal. Să nu cumva să aud că vă bateți câinii. Înțeles? Anyways. Deci, mașina, poți să o iubești. Cum o iubești? Păi bagi bani în ea, nu? Îi faci revizia la timp, faci distribuții, ambreiaje. Ai grijă de ea. Ea o să te iubească înapoi. Nu o să te lase. Ok, orice e posibil. Orice e posibil să strice, poate să lovească cineva, ok. Dar șansele sunt mai mici, procentual vorbind. La o femeie, sau dacă ești femeie, la un bărbat, procentual vorbind, orice poate să se întâmple. De-aia pentru mine este foarte important respectul, loialitatea, fidelitatea, tot fel de chestii, înainte de dragoste. Dragostea, dacă mi-o spui că o ai pentru mine, eu nu te cred. Trebuie să mi-o arăți. Cum mi-o arăți? Prin fiind loyal, prin fiind respectful, prin fiind like consistent. Deci dacă tu mi-arăți chestiile astea, de fapt mi-arăți că ești loyal, mi-arăți că ești asta, nu mi-arăți că mă iubești. Că iubirea într-un fel pentru mine nu are niciun like logică, nu are nicio definiție by like, nici nu știu care e definiția love în dicționar. Că nu prea există, like, mă gândești, e un fel de cuvânt care este intermediar, e la mijloc, nu este nici loyalty și respect, nu e nici numai ceva care sigur o să primești. Poate să fie să te manipuleze ca să obțină ceva de la tine, că te-a fraierit, că ți-a spus că te iubește, știi? Deci e degeaba să spui, trebuie să arăți. Când arăți, automat arăți prin diferite căli. Orică ești loyal, orică ești respectful, orică ești faithful, orică ești... Mă înțelegeți? Deci, până la urmă, haide să numim dragostea ce este. Ce e dragostea? E loyalty, este respect, e consistency cu behavior-ul, adică se faci la fel întotdeauna. Nu trebuie să fii într-o zi așa și într-o zi așa și nu știi cum e și confuzi omul, știi? Și vă certați. Fii la fel întotdeauna, încearcă să fii consistent cu purtarea, cu purtarea ta, știi? Cam asta încerc să explic. Încerc să explic că haideți să nu mai pierdem timpul și să ne zicem iubi că te iubesc. Hei iubi, uite ce ți-am făcut. Ce mi-a făcut iubi? Păi uite, ți-am curățat mașina. Ai mașină curată, ți-am aspirat scaunele și uite așa, m-am gândit să te arăt că îmi pasă de tine. Asta e altceva. Asta e altceva. Știi, acum eu încep să văd că ok, se întâmplă ceva aici. Haideți să fac și eu ceva pentru persoana asta, ca să o întâlnesc la mijloc. Că e degeaba să-ți facă o persoană tot și tu să iei. E bine să facă unul ceva, vine și încă unul ceva și uite așa, știi? Fiecare, bum, contribuie. De fiecare dată. Unul plătește azi la restaurant, altul plătește data viitoare la restaurant. Trebuie să fie totdeauna bărbatul care face tot și femeia care gătește totdeauna. Mă înțelegi? Relația și succesul relației depinde de comunicare, loialitate, respect, toate chestiile astea, procentual, fiecare are de-a face cu, în final, cât de mult îi pasă cineva de tine. Dar degeaba să zici că I love you, dacă nu faci nimica și decât zici. Deci de-aia nu cred în dragoste, prin cuvint, prin definiție. Cred în love prin alte metode care să arăți intenția adevărată al femeii către bărbat sau al bărbatului către femei. În concluzie, timpurile s-au schimbat. Fiecare din voi știți asta, mai ales cu ce se întâmplă acum în lume, cu corona, cu tot felul de chestii, război, like, wow. Trăim într-un pivotal time, așa se spune. Ok? Și trebuie să avem mare grijă să nu fim fraieri, să nu ne îndrăgostim degeaba și să știm că în ziua de azi, cel mai important
lucru pe care oamenii pe planeta asta pun accentul este carieră, este financial freedom și este să fii happy. Atât. Lumea vrea să fie fericită, să aibă bani și timp. Nu mă interesează dragostea. Părerea mea. Asta este părerea mea. Am voie să am părere, am voie să cred ce vreau și cred că este foarte logic ce vă spun. Este foarte important să gândiți cu creierul corect, să faceți deciziile corecte ca să nu pierdeți bani și timp și fetele o să vină câte vreți, câte vreți. Și invers. Fetele, bărbații corecți, o să vină pentru ce aici, nu este ce e, nu ce e aici, dacă vă tratați cu respect, dacă aveți grijă de voi, dacă nu trimiteți mesajele la alea greșite care noi le înțelegem și noi după aia acționăm like, pe mesajele care voi ne-ați trimis, like, voi ați transmis mesajele alea, noi am reacționat. Deci dacă aveți respect, fetele, gândiți-vă cum sunteți, cum îmbrăcați, cum vorbiți, ce faceți și bărbații o să vă dea ce trebuie. Dacă sunteți după bani, după sponsori, bărbații o să vă dea asta, că bărbații întotdeauna o să cadă în plasa asta. Este cel mai mare drog din lumea asta, vreodată, este femeia pentru bărbat și asta este numărul 1 în lume. Deci întotdeauna o să cadă în plasă bărbații, într-un fel că sunt bărbați, sunt băiați, sunt I'm a man. Poate pentru bărbați vlogul ăsta, pentru voi să vă salvez, să vă ajut, să vă zic, să vă încerc să vă, știi, like, e crazy ce mare, like, influență poate să aibă o femeie deasupra un bărbat, e crazy și cred că despre asta este altă problemă care o am cu magia care fetele o au și o folosesc ca să obțină ce vor și bărbații pierd rău, mă înțelegi? Și eu nu vreau ca să piardă nici fata, nici bărbatul, vreau numai să vă explic de ce eu, TJ Miles, nu cred în love, because love is like overrated și evaporated, a evaporat, că nu mai există, nu mai este timpurile care erau, trăim în total altă era, it's crazy. Și vreau numai să vă zic chestia asta din opinia mea și perspectiva mea, sper că v-am deschis puțin ochii. Gândiți-vă totdeauna cu creierul, puteți să-mi trimiți mesaje sau să mă întrebați dacă n-ați înțeles și să vă explic. Și this was the vlog about love. Și de ce eu nu cred în dragoste, nu cred în love, cred în alte chestii care alea demonstrează intenția adevărată al partenerului tău. Big Blunt, TJ Miles, I'll see you next time. Vă pup, vă iubesc, vă apreciez. Peace.